Pe drumul național 10, în zona barajului Siriu, a fost sesizat faptul că mai multe blocuri de piatră de pe un versant sunt în pericol de a se prăbuși pe drum, punând astfel în pericol participanții la trafic. Potrivit reprezentanților prefecturii, a fost realizată o expertiză tehnică prin care drumarii au reliefat soluțiile care ar putea fi puse în practică pentru rezolvarea situației. O situație extrem de gravă, au punctat autoritățile. Am văzut că toată lumea acum se agită, sunt salvatorii lumii. Cel puțin odată, cel puțin în zona Ciuta, odată la 10 ani, indiferent ce ai face, trebuie intervenit, pentru că aia este structura terenului. Deci sunt și anumite lucruri care trebuie gândite în viitor și mai departe. Despre ce se întâmplă în zona Siriu, acolo văd că Ministerul Transporturilor și chiar are o aplecare către zona aceea și acolo sunt niște lucruri care trebuie rezolvate, dar nu se pot rezolva. Pentru realizarea lucrărilor, prefectura a solicitat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere să intervină de urgență. Din 100% poduri, fie ele pe drumuri naționale, fie ele pe drumuri județene, zic, poduri care nu sunt poduri noi, eu știu, făcute acum 2, 3 ani, 5 ani, 6 ani, dar cele care au fost făcute la, eu știu, în anii 70, 80, 99% și-au ieșit din garanție. La acest moment, circulația pe DN10 în zona Siriu se desfășoară normal, dar șoferii sunt rugați să acorde atenție deosebită în zona respectivă.